Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să dăm note în dimineața asta, să fim domn profesori. Să ne gândim ce au făcut primarii și să le dăm notă. Deci 0372069599, sunați-ne chiar acum, că intrăm în direct acum. Ce notă îi dai primarului tău la un an de când și-a preluat funcția? Un an cât de cât, pentru că ce se întâmplă? Alegerile locale au fost anul trecut pe 27 septembrie. Așa. Dar unii primari nu și-au preluat funcția decât la vreo lună după alegeri. Au mai durat, au mai fost diverse formalități, contestații, validări. Deci cam asta a fost perioada octombrie, sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. Domnul Nicușor Dan din București, dacă nu știați, de exemplu, a depus jurământul pe 29 octombrie. Dar noi a fost în deșteptarea live pe 27 octombrie atunci, anul trecut, când încă aștepta să-i predea doamna Firea mandatul. A fost mai grea predarea acolo. La Timișoara, domnul Friț a depus jurământul pe 30 octombrie. La Brașov, domnul Alen Coliban, pe 28 octombrie. Deci asta a fost o tranziție mai cu sughițuri. De Halloween, așa, au depus jurământul majoritatea. Da. De la ce ne-am luat, cum se zice? Că acum domnul Nicușor Dan a anunțat că vrea să candideze pentru un nou mandat la primăria capitalei în 2024. Deja? Da, e bine că a început să comunice. Deci măcar știm ce vrea să facă. Nu știm prea clar ce a făcut până acum. Înțeleg că, bun, acum suntem un pic răutăcioși și e drept. Primăria Capitalei avea finanțele cam varză și s-a ocupat să stabilizeze financiar primăria. Dar dincolo de asta, în București e așa un sentiment, din câte simt eu, un sentiment de dezamăgire sau de așteptări înșelate. Adică ne așteptam la ceva mai mult din partea lui Nicușor Dan. Dar asta e în București. 0372069599. Ce notă îi dai primarului tău la un an de când și-a preluat funcția? Ce a făcut? Cum a făcut? Sau ce n-a făcut? Sau ce n-a făcut, așa, ca notă. Și o să vă pun și pe voi, colegi, să dați notă domnului primar Nicușor Dan. Alin, bună dimineața! Bună dimineața! Neața. Din Oradea vă spun. Din Oradea. Deci, cu siguranță, nota este una foarte mare. Nu pot să zic 10, pentru că domnul Birta este opinuitorul domnului Bolojan, da. Dar cu siguranță e un 9 cu plus. Mamă, ce tare! Mulțumesc! Hai să luăm mai multe telefoane. O să vă și rog să motivați, dar, mă, frate, pentru un bucureștean să auzi că sună un orădean, zice primarul meu, 9+. Noi, scuzați-ne, noi nu reușim să înțelegem notele astea, adică aici noi suntem, noi ne luptăm pentru 5. Da, și nu avem pretenții foarte mari, adică nu ne înțelegeți greșit. Valentina, bună dimineața! Bună, Valentina! De unde ești? Bună dimineața, din Călăraș. Da. Nota mea este 1. Da, păi te înțeleg. Acum, mai trec și eu prin Călăraș. Au desfințat tot ce se poate în ceea ce privește handbalul. Handbalul? Fotbalul, futsalul, tot. Asta erau așteptările tale de la primar? Păi străzile sunt la fel ca și până acum, numai promisiuni și nimic. Aha. Până în prezent. Am înțeles. Deci nota 1. Nota 1. Și nu vă mai legați de handbal în Călăraș. Fără handbal. Ce handbal era în Călăraș? Handbal ăsta, UFC, minge. UFC Călăraș și ceva. Hai. Liviu, bună dimineața. Bună, Liviu. Salut, Liviu. Bună dimineața, din Bragadiru vă sun. Bragadiru. Primarul, da, orașul Bragadiru. Nu există note pentru primarul ăsta. Zero, tăiat e... Dar ce pretenții aveai sau ce așteptai de la el până acum și nu s-a întâmplat? Că n-a făcut nimic. În afară de mizerie, noroaie, străzi, varză, canalizare, varză. N-a făcut nimic, absolut nimic. Deci nota aia, cum există nota? Dar de curiozitate l-ai votat sau ai votat pentru altcineva? Am votat pentru altcineva, dar... Ok. Bun, deci era așa o bază de nemulțumire, cum ar veni, că n-aveai încredere de la început în ea. Da, bine, mulțumim tare mult! Marius e cu noi. Bună dimineața! Salut, Marius! Vă salut! Salut! Ceau, de la Timișoara, Marius Feldelău sunt. Am 51 de ani împlinit, născut, crescut în Timișoara. Da. Pentru Fritz, fiindcă nu există notă mai mică de ora, nota 1, nu pot să dau 0,5. A făcut praf din Timișoara. Cum adică? Ce a făcut? Stăm în frig. În primul rând, stăm în frig. Da. Deci n-a făcut niciodată. Domnul, fostul primar, domnul Robu, a făcut din Timișoara boboc. Deci îmi pare foarte rău, dar ăsta este neamț și nu, niciodată nu va ține cu Timișoara.
Eu nu am votat, îmi pare foarte rău. Nu are legătura asta, nu mai zice. E bun, se poate să fie un primar prost, slab, nu știu, dar nu ziceți asta că, păi, dacă neam nu o să țină cu România, asta este o chestie deplasată pe care nu putem să o acceptăm. Nu de aia merg lucrurile, că e unul care vine din altă țară aici. Serios? Vorbim serios? Asta e problema. Omul e manager. Mesaj de la Sebastian, care ne scrie dintr-o localitate din Târgu Neamț. Și zice așa: primarul meu a divorțat și a luat casă și mașină, apoi s-a însurat cu o altă primăriță. Meseria și omul. Treabă la comună canci. Nota zero. Da, dar măcar a fost ocupat. Da, adică le-a dat oamenilor e la adaptare subiecte. Marius? Bună, Neața. Marius! Marius. Bună dimineața! Așa. Bună dimineața! Salut, salut, băieți! Salut. Încep prin a spune că acum 20 ceva de ani aveam o profesoară la facultate pe parte de tehnică automatizări, care niciodată nu scria 5 pe lucrare. Dacă ai luat 5, scria suficient cu scârbă. Te bucurai pentru suficientul ăla cu scârbă, că înseamnă că ai luat 5 și treci mai departe. E bine, mă! Scârbă. Hai să mergem! Da. Pentru București! Da. Hai să zicem 2 barat, așa? 2 cu scârbă. Da, suntem 2 cu scârbă, da. Ok. Pentru sectorul în care locuiesc, adică sectorul 6, catastrofă. Catastrofă? Nici măcar 2 nu pot să spun, adică nu-s mulțumit de absolut nimic. Cum îl cheamă? Ciucul îl cheamă pe primarul vostru, nu? Da, nici nu mai țin din el, chiar nu-i rețin numele. Da, am înțeles că e foarte prezent acolo, e foarte prezent, interacționează. Da, păi e foarte prezent dacă vine el, dar trebuie să muncească cineva, nu să vine el să zică, băi, facem, dregem, ne tezim, suntem da, care a aici fost, pe baricade. Auzi, dar care a fost cel mai bun sau cel mai puțin slab primar din București? Care a fost? Cel mai bun? Aha. Hai să nu fiu nemedic, să spun, a fost Băsescu cel Uite, mai bun. Domne. Da, domnule, pentru că era hotărât. Desfință în chioșcurile, pac, chioșcaria, dar nu știu că făcea prefăia de la RATB. Bă, liniște, ce m-am adrăcut? Eu, sincer, la asta m-am așteptat și de la Nicu Șordan. Nu e genul deloc. Nu prin aceleași metode ca domnul Băsescu, adică vocal și așteptat la mai discret. Mai dar hotărât, nu? Exact. Uite, așa m-am așteptat la președintele Iohannis și la Nicu Șordan. Domnule, puțin mai hotărât. Nimic. Păi nu, dar e o diferență că domnul Nicu Șordan se pregătește practic în toată cariera a încercat să așa devină primar. Adică eu de când am auzit de el prima oară, omul a vrut să devină primar și avea foarte multe proiecte. Da. Și atunci m-am așteptat să fie ceva o nenorocire de proiecte, o să demareze atât de multe lucruri că nu o să mai știm de ce să ne bucurăm prima oară. Nici nu explică de ce nu se pot face, că sunt niște rațiuni obiective, dar nu explică, asta este marea lui. Mai avem 15 secunde pentru Mădălina. Bună dimineața! Bună, Mădă! Bună! Bună dimineața! Te rog! Nota 10 pentru primarul Craiovei. Craiovei, cine e? Lia Orguța acum, nu? V-a făcut stadion acolo? E foarte popular, înțeleg. De toate. Da. Chiar de toate. Mamă, nebusese, ne mutăm la Craiova. Dar seamănă un pic cu Lia Orguța, Vasilescu. Mulțumim mult pentru mesaje și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.